Cele mai comune patru greșeli care îți frânează creșterea și te-ar împiedica să faci din 2024 cel mai bun an al vieții tale și trei acțiuni care te pot pune pe drumul cel bun. Cele patru păcate le-am făcut și eu în 2023 și nu mai vreau să le repet în 2024. Vreau să fac din 2024 cel mai bun an al meu de până acum. Am să spun ce greșit să-ți pui obiective anuale. Cum am dat eu greș cu niște obiective smart, și cum să calculezi obiectivele smart în așa fel încât chiar să le atingi. Și am să spun și ce păcate mi-au frânat mie creșterea. 2023 a fost cel mai bun an al meu de până acum. Uite, aici un grafic al veniturilor mele comparativ cu 2022. Aproape mi-am dublat venitul. Azi voi vorbi despre partea asta de aici, scăderea asta ciudată. Din păcate, greșelile care au creat căderea asta sunt foarte, foarte comune. Unele dintre greșelile mele au fost susținute de sfaturi de la alți guru de dezvoltare personală și am să-ți împărtășesc aceste eșecuri ale mele în speranța că și tu îți dorești să faci din 2024 cel mai bun an al vieții tale și astfel să eviți aceste greșeli comune care te pot frâna destul de mult. Despre parca asta de creștere am vorbit în acest video în care am arătat ce m-a ajutat să fac din 2023 cel mai bun al vieții mele de până acum. Dacă nu l-ai văzut, am un link în descriere. Dacă tu ai dat de video ăsta, înseamnă că te interesează să crești, te interesează dezvoltarea personală și poți ajuta algoritmul YouTube să ducă acest video la mai multe persoane interesate de același lucru ca tine, dând un like, lăsând un comentariu sau chiar distribuind acest video. Și îți mulțumesc! că te alături astfel misiunii mele de a educa pe cât mai multe persoane pentru a-și asuma responsabilitatea pentru o viață mai bună. Videoul de azi îl împart în două mari secțiuni. Prima secțiune cu cele patru greșeli care au dus la scăderea asta urâtă și a doua secțiune cu trei lucruri bune care m-au ajutat să mă ridic. Așa că să-i dăm bice. Prima greșeală. Am pus deadline visurilor mele. Am pus deadline la viziunea mea. La sfârșit de 2022 și început de 2023 am creat primul meu Dream Chart serios, la care am lucrat două luni de zile. Acest Dream Chart conține imagini sugestive pentru obiectivele mele mari. Greșeala mea a fost că am pus un termen limită a celor visuri. Unor visuri le-am pus deadline 2027, 2026, 2025, 2024 și 2023. Sfatul de a crea un dream chart pentru fiecare vis vine de la unul din mentorii mei cu mare influență. Chiar dacă nu ți-ai făcut și tu un, un dream chart, ai niște vise pe care dorești să le împlinești până la sfârșitul anului, așa -i? Deci ai un vis cu deadline. E foarte bună ideea cu dream chart-ul pentru că te ajută să-ți creezi o viziune spre care să te îndrepti, care să te motiveze, însă treaba cu deadline pentru fiecare vis să nu e productiv și nu e bun. De ce? Pe parcursul lui 2023 mi-am dat seama că atunci când îți pui un deadline la o viziune, Poți greși în două feluri. Dacă îți pui un deadline la un vis, fie nu-i suficient de mare și astfel poți să anticipezi când îl vei atinge, fie e un vis suficient de mare, dar pe care îl poți omorâ pentru că ai pus un deadline prea aproape și nerealist. Și am să explic. Viziunea nu trebuie să aibă deadline. În momentul în care gândești la termene limită, deja ți-ai limitat viziunea. Tocmai asta e ideea. Viziunii, să nu fie limitate de nimic, să visezi cât de mare poți. În momentul în care te gândești că trebuie să ating asta în atâtea luni sau în atâția ani, deja nu mai visezi, ci s-ar putea să copiezi visele altora, obiectivele altora, te compari cu alții, încerci să obții ce au alții și asta nu e viziunea ta. Viziunea nu trebuie să fie legată de timp. Dacă chiar ai început să visezi cu adevărat și îți pui un deadline, s-ar putea să-l pui prea aproape. Nu e nicio problemă că îți pui vise mari, nesimțit de mari. Problema e că timpul estimat pentru a atinge acele visuri sau obiective e prea mic. Niciun vis nu e prea mare, timpul în care estimăm că îl vom realiza e prea mic. În momentul în care se naște un vis, creierul e pur și simplu scăldat în dopamină și ceea ce visez va părea mult mai aproape decât e în realitate. Dacă nu suntem conștienți de acest lucru, vom cădea în capcana Optimismului neinformat. Acest optimism neinformat e prima etapă din ciclurile emoționale ale schimbării. Și dacă nu ești conștient de această etapă, îți poate aduce mai mult rău decât bine. Poate aduce lucruri bune pentru că îți dă energie și entuziasm să începi, să pornești spre visul tău, dar în etapa de optimism neinformat nu calculezi bine costurile și obstacolele pe drumul spre realizarea visului. Și asta duce la etapa de pesimism informat, și apoi Valea Disperării. Din păcate, majoritatea renunță la visele lor aici, în Valea Disperării, și prind un alt vis, reiau ciclul și uite așa, nu mai ajung unde și-au propus prima dată. Fii atent aici. Uite cât de bine seamănă acest grafic cu graficul câștigurilor mele din 2023. Acest grafic l-am creat în septembrie 2023, exact când eram aici, în Valea Disperării. Din fericire. Conceptul acesta de cicluri emoționale ale schimbării l-am descoperit la timp, ceea ce m-a ajutat să nu renunț, ci să trec la etapa următoare de optimism informat. Îți las un link în descriere către acest video dacă vrei să-l vezi după ce termin pe ăsta. Video în care detaliezi aceste cicluri emoționale. Așadar, această greșeală de a pune deadline viziunii a fost extrem de valoroasă pentru că m-a învățat ceva foarte valoros. Să visezi fără limite, să nu mai pun limite viziunii, să lași viziunea să fie viziune, lasă visul să fie vis. Viziunea trebuie să fie smart, adică specifică, măsurabilă, accesibilă, relevantă, dar nu trebuie să fie smart, adică legată de timp. În momentul în care ai pus și dimensiunea timp, încerci să o transformi într-un obiectiv smart, care nu va fi smart deloc. Asta, de fapt, a fost a doua mea greșeală. Am creat obiective smart? Proaste. Curat murdar, vorba lui Caragiale. Sunt destul de populare obiectivele smart, însă, din păcate, majoritatea oamenilor care nu-și ating obiectivele lor smart fac niște erori atunci când creează un obiectiv smart. Dar, înainte să-ți spun concret erorile, hai să ne amintim clar ce sunt obiectivele astea deștepte. Obiectivele SMART își au originea într-un acronim, chiar, SMART, creat de George T. Doran, un consultant în management, și a apărut pentru prima dată într-un articol scris de el în 1981. Inițial, acronimul a fost creat pentru a stabili obiective de management și a avut următoarea formulă. S. Specific. M. Măsurabil. A. Atribuibil, adică să specifici un responsabil. R. Realist. T. Termen limită. Cu timpul acronimul SMART a evoluat și cea mai comună formă folosită azi în crearea de obiective SMART personale este propusă de Bruno Frey și Margit Osterloh în cartea lor din 2002 și anume specific, măsurabil, accesibil, relevant și termen limită. Am să mă vulnerabilizez împărtășind un obiectiv SMART de al meu pe care l-am făcut prost. Mi-am propus să ajung la finalul anului 2023 la o cifră de afaceri de 100.000 de euro. Eu am făcut cunoștință cu acest concept de obiective smart cam prin 2012 și de atunci încerc să-l folosesc. Acronimul m-a ajutat să creez obiective specifice, măsurabile și să le pun și un termen limită. Însă ceea ce e destul de greu de făcut este să găsești o concordanță, un echilibru între aceste două dimensiuni. Să fie accesibil și să fie și încadrat în termenul limită potrivit. În cei 11 ani de experiență cu obiectivele smart, la aceste două dimensiuni am dat cel mai ușor kicks și e cel mai ușor să nu nimerește aici. Și aici e unde cad majoritatea obiectivelor smart. Fie nu sunt accesibile, fie nu sunt bine încadrate în timp. De fapt, există patru variante. Și am să ți le arăt chiar acum. neaccesibil și neîncadrat bine în timp, accesibile pentru tine, dar neîncadrate bine în timp, adică îl poți atinge, dar nu ți-ai pus un deadline bun, e prea aproape, un termen limitat nerealist. Neaccesibile și încadrate bine în timp, adică e realist să-ți certezi un astfel de termen limită, e posibil, dar nu și pentru tine, nu e accesibil pentru tine acum. Și varianta cu adevărat smart, accesibile și încadrate bine în timp. Și de fiecare dată când nu atingi obiectivul pe care tu crezi că l-ai făcut smart, de fapt cade într-una dintre cadranele astea trei. Am stat acum la finalul 2023 să văd unde am greșit. În care din cele trei cadrane cade obiectivul meu de 100.000 de euro? Inițial am crezut că genul ăsta de obiectiv este un fel de vis căruia am pus un deadline prea aproape adică ar fi accesibil pentru mine, dar nu i-aș fi pus termenul limită corect. Adică dacă i-aș fi pus 3-4 ani, probabil ar fi fost mai rezonabil, mai realist. Dar există afaceri care nu ajung la 100.000 de euro nici în 100 de ani. Însă anul acesta am cunoscut un tânăr de 23 de ani, Andrei Drăgan, care a ajuns la 100.000 de euro cifre de afaceri din primul an, cu o afacere aproximativ asemănătoare cu a mea, adică tot în coaching online. I-am luat un interviu acestui tânăr. Găsești un link în descriere, să-l poți vedea după acest video. Se pare că am încadrat bine în timp, se poate ajunge la 100.000 de ore în 12 luni, dar pentru mine nu a fost accesibil acest obiectiv. Deci am fost în acest cadran. Ce are Andrei și nu am avut eu? De ce pentru el a fost accesibil și pentru mine nu? Ce mi-a lipsit mie a fost metoda. Ca să fie bine încadrat în timp obiectivul tău, uite-te dacă alte persoane au reușit să realizeze în acel timp acel obiectiv. Dacă alții au putut, înseamnă că e un deadline realist. Dacă nu, nu. Și ca să fie și accesibil pentru tine, trebuie să ai metoda. Poate chiar metoda cuiva care a reușit în acel timp. Dacă ai metoda, atunci ai un obiectiv accesibil pentru tine, Degeaba am făcut eu proiecții că aș putea face atât în prima lună, atât în a doua lună și așa mai departe. Fără o metodă clară și testată, aceste proiecții estimative nu au nicio valoare. Nu te vor ajuta să ți atingi obiectivele. Degeaba îți pui ținte mari, cu cât îți vei pune ținte mai mari, cu atât vei realiza un procent mai mic din ceea ce ți-ai propus, cu atât vei fi mai departe de obiectivul tău, cu atât vei fi mai demotivat, vei bate pasul pe loc, cu atât vei ajunge mai repede în valea disperării și îți va veni mai ușor să renunți la obiectivul tău. Cât de valoroasă este aici educarea, cât de valoros este aici să ai un coach, un mentor, pentru că de cele mai multe ori, ca să găsești tu singur metoda, ai nevoie de ani de zile. A treia mea greșeală, tot despre obiective, Greșeală foarte comună și ea, pentru că majoritatea nu e educată cu privire la punerea de obiective și atingerea lor. Această greșeală pe mine m-a făcut să scad aici atât de mult. A treia greșeală este că nu am avut obiective trimestriale. Spuneam în videoul precedent să nu-ți pui obiective anuale, iar acum am să spun cum am învățat eu să-mi pun obiective trimestriale și de ce sunt de 10 ori mai bune decât ce am făcut eu în 2023. Când mi-am pus obiective SMART, acel obiectiv SMART de 100.000 de euro pentru 2023, am făcut ceva ce am crezut că era foarte deștept. Am împărțit obiectivul la 12 luni. Știi vorba aia, puneți ținte în alte și în partele în pași mici. Și în loc să fac astfel obiectivul meu puțin mai smart, m-am ales astfel cu încă 12 obiective proaste. Dar de fapt nu au fost toate proaste 12. Estimarea mea de primă lună a fost bună. Mi-am depășit obiectivul. În a doua lună mi-am depășit obiectivul. În a treia lună am început să scârțâi. În a patra lună eram deja departe în jos de obiectiv. Deci ce am învățat de aici este că însumând primele trei luni, adică un trimestru, am atins și chiar am depășit obiectivul, ceea ce arată că e mult mai ușor să estimezi obiective pe un trimestru decât pe un an întreg. Un an, de multe ori, e o perioadă prea mare ca să poți estima exact obiectivele. Iar o lună e o perioadă prea mică. Uneori supraestimezi ce poți face într-o lună, alteori subestimezi. Aș fi putut să-mi dau seama încă din martie că obiectivele trebuie să fie trimestriale, dar eu nu am învățat atunci din asta. Pe la finalul lunii aprilie, am fost nevoit să recunosc eșecul în fixarea obiectivului de 100.000 de euro, așa că pe 1 mai am scris în agenda, mi-am ajustat obiectivul și în loc să îmi pun un obiectiv pentru următorul trimestru, mi-am pus din nou un obiectiv pe care să-l ating până la finalul 2023. Obiectivul pe care l-am pus a fost realist, nu accesibil. Și de ce contează diferența? Un obiectiv realist este ca și cum ți-ai propune să ajungi la etajul 10 în două minute atunci când ai un lift. Însă un obiectiv accesibil este să ajungi în două minute la etajul 10 urcând pe scări. Accesibil este puțin peste puterile tale, dar cu determinarea potrivită îl poți atinge pentru că este accesibil pentru tine. Obiectivul meu realist nu a mai fost atât de antrenant, atât de provocator. Nu m-a mai provocat să mă autodepășesc. Iar asta m-a făcut să mă culc pe ureche și să nu mai urmăresc obiectivul atât de concentrat. Dacă te uiți în agenda mea, vei observa că din luna mai nu am mai jurnalizat. Nu am mai lucrat activ la modalități și metode de a ajunge la acel obiectiv. Asta e un semn. Dacă lucrezi în jurnal la atingerea obiectivului, înseamnă că e suficient de antrenant. Dacă nu, înseamnă că ai uitat obiectivul sau nu te provoacă să te autodepășești. Eu m-am concentrat pe altceva și o să-ți arăt în a patra mea greșeală. M-am trezit abia în luna septembrie când eram deja în groapă. Și dacă nu mă trezeam atunci, nici măcar acel obiectiv realist nu îl mai reușeam să-l ating. Dar, pentru că din luna septembrie am început să fac niște lucruri bune, pe care ți le voi spune imediat după ce termin cu păcatele astea, acele lucruri bune m-au ajutat să-mi ajustez cursul și mi-am atins obiectivul setat în luna mai. Acum, când conștientizez și evaluez acest parcurs al meu, mă bucur de două lucruri. Unu, că acronimul SMART a evoluat de la atribuabil și realist la accesibil și relevant. Și a doua bucurie că am descoperit o tehnică de obiective pe trei luni, lucru care mi-a fost confirmat și de alți mentori ai mei din zona de management. A patra greșeală, al patrulea păcat în care cad mulți oameni și dacă ești ca mine, sigur și tu ai căzut. M-am blocat în perfecționism. Și acesta a fost motivul pentru care se vede groapa asta aici din luna mai am prevăzut că în luna de concedii și imediat după asta va fi un gol de clienți. Așa că m-am gândit la un plan ca să previn căderea venitilor. M-am gândit că dacă voi lansa un curs înregistrat, voi avea vânzări și în luna iulie, august, în lunile septembrie, spre deosebire de 2022. Dar odată ce am început să lucrez la un curs, am fost atât de absorbit de procesul de creație încât am uitat și scopul pentru care m-am pus să creez cursul. Și am început să crez și să construiesc nu doar un curs, ci un ecosistem de cursuri. Și am început să studiez și nu eram mulțumit și mereu descopeream ceva care să îmbunătățească acel curs. Îmi ziceam, încă nu simt că am informații suficiente, încă nu e suficient de bine documentat, încă nu e suficient de convingător. Senzația că nu e suficient te face perfecționist. Iar acest perfecționism îți dă o aură a lucrului bine făcut, în ghilimele, care din păcate se stinge acea aură pentru că lucrul nu se mai termină niciodată. Da, nici acum nu am terminat cursul respectiv și trebuia să-l lansez în iulie. Mă pocăiesc și mă lepăt public de păcatul perfecționismului, în speranța că voi putea trezi și alți perfecționiști încremeniți în proiect ca mine. Mă opresc aici cu predica despre perfecționism cu mențiunea că mă voi întoarce. I'll be back. Cu un video pe tema asta ca să vedem și cum scăpăm de acest perfecționism. Acestea au fost cele patru mari greșeli care mi-au frânat creșterea în 2023 și m-au făcut să scad financiar atât de mult și bineînțeles am scăzut și emoțional. Din fericire lucrurile nu s-au oprit aici cu aceste patru greșeli. În luna septembrie am început să fac ajustări rapide ceea ce m-a ajutat să scot destul de bine la capătul lui 2023. Am făcut alegeri și acțiuni bune care se adaugă la cele 5 din primul video, lucruri care m-au ajutat să fac din 2023 cel mai bun an al vieții mele de până acum. Pe scurt, trei lucruri bune care au repornit creșterea mea în toamna lui 2023. 1. Mi-am călcat pe orgoliu și mi-am luat un mentor cu 20 de ani de mai tânăr decât mine. Aminteam înainte de, de valoarea educației și cât de multe poate ajuta să ai un coach sau un mentor. Ai nevoie de un coach sau un mentor în trei situații. 1. Când nu știi drumul, adică nu știi cum să ajungi la rezultatele dorite. 2. Când știi drumul, dar nu știi cum să depășești obstacolele din calea ta. Și 3. Când știi drumul, dar vrei să-l parcurgi mai repede cu cineva care deja a ajuns unde vrei și tu să ajungi. Nu contează vârsta acelui coach. Am fost fascinat să găsesc pe Instagram un pușt de 14 ani care are o afacere în branding personal și își vinde serviciile cu încredere și profesionalism. Ceea ce contează este ca acel coach pe care tu vei avea să aibă experiența și expertiza necesară și să vă potriviți, să existe acea chimie care să vă ajute să vă conectați și să lucrați eficient împreună. Dacă vrei să faci din 2024 cel mai bun an al vieții tale, calcă-ți și tu pe orgoliu și iați un coach sau un mentor. 2. Am căutat și am găsit metoda. Îți spuneam înainte că a avea un obiectiv accesibil înseamnă să ai și eu o metodă clară și verificată. Cu ajutorul mentorului meu am găsit-o. Mai concret, ce mi-a lipsit mie a fost o strategie de marketing. Acum o am. Asta m-a ajutat să-mi clarific nișa de coaching și clientul ideal. Și, apropo, de asta, îți spun și ție pe scurt care sunt acestea. Focusul meu acum este să ajut antreprenorii care nu mai au timp, îi ajut să delege, să-și formeze o echipă performantă cu care să ducă afacerea la următorul nivel. Am o experiență de 16 ani în conducerea și în coordonarea echipelor și în identificarea talentelor și am absolvit de curând un master în performanța resurselor umane. Lucrând în acest domeniu, Acum cu clienții mei mă simt mult mai împlinit. Simt că impactul meu, care m a analizat multă vreme, impactul meu e mult mai mare. Și dacă vrei să faci și tu din 2024 cel mai bun an al vieții tale, caută o metodă care să funcționeze pentru tine și ține-te de ea. 3. Am acționat cu încredere în ciuda sentimentului meu de impostor. Când am început să marketez pentru clientul ideal, și pe nișa de coaching pe care am definit-o în octombrie 2023, imediat am început să mă simt ca un impostor. Pentru că nu mă simțeam potrivit pentru așa ceva. Că nu am testimoniale, că nu am rezultate, că nu am clienți cu care am terminat programul cu mine pe această nișă. Tendința naturală este să te retragi, să stai cu minte în banca ta, să mergi cu precauție, să eviți să intri în bucluc. Toate astea au de-a face cu sentimentul de impostor. De fapt, sindromul impostorului sau sentimentul de impostor sunt absolut normale la persoane care ies din zona de confort. În ciuda acestui sentiment, am mers înainte cu încredere în experiența și expertiza mea și asta m-a ajutat să obțin primii mei clienți fără prea mari bătăi de cap încă din prima lună. Din fericire am lucrat aproape tot anul 2023 la capacitatea mea de a avea încredere în ciuda sentimentelor de îndoială de sine. Am publicat destul de multe videouri pe tema încrederi în sine. De fapt, încrederea în sine este mai concret energia de a acționa în ciuda ceea ce simți. Am să-ți las un link în descrierea către acest video în care vorbesc exact despre cum să nu te lași doborât de, de sentimentul de impostor. Cam atât pentru acest subiect. Așadar, Acestea sunt lecțiile mele din 2023. 5 lucruri bune pe care le-am făcut în prima parte a anului și care au lansat racheta, 4 greșeli care m-au tras înapoi și mi-au frânat ascensiunea, și 3 lucruri bune pe care le-am făcut în ultima parte a anului ca să mă autodepășesc. Iau aceste lecții și le aplic ca să mă ajute să fac din 2024 cel mai bun an al vieții mele. Spunem hotărârea ta pentru 2024. Și spune care din lecțiile acestea te ajută și pe tine cel mai mult. Dacă te-a ajutat pe tine acest video, te rog distribuie spre a fi de folos cât mai multor persoane și dacă nu ai dat like sau nu te-ai abonat, poți să o faci acum. Și înainte de a închide acest video, vreau să te încurajez să intrăm în legătură. În special dacă ești antreprenor sau dacă vrei să-ți crești afacerea formându-ți o echipă performantă sau chiar dacă vrei să-ți crești nivelul de încredere în așa fel încât să acționezi hotărât și cu rezultate. Ca să întrebăm în legătură, mă găsești pe Instagram, pe LinkedIn, pe Facebook, ai linkuri în descriere. Scrie-mi acolo și astfel o să ți pot da mai multe detalii despre metoda mea de coaching. Până una alta, ne vedem în videoul următor.